Am o descriere bot la prepareul care mi-l servește astăzi. Talpă de bocanc? A? Jlap! Firmat, mamă? Nu, fără firmă. Nu sunt mai fake-uri. Tă fake-uri îți dau eu ție. Nu e firmat. Tă fake-uri îți dau eu ție. Extraordinar cum o... Pune și două, trei gătează. Să mă pace cu gătează. Trebuie să mângâie, că e supărat. E? N-a știut. Ce mă pace când mă mângâie. Vezi, poate rupi. Trocoțel. Țumaile, 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 țumaile. Țumaile, țumaile. Așa îl întorci cum te întorc eu pe tine. Cum te întorc eu pe tine, așa mă întorc. Da? E bine prăjit. Da. Să mai vezi să mă întorc. Nu. Nu-l mai zvântura. Vrei și usturoiul ăla? Nu! Nici nu! Nu mă pitaliza! Că o zis ăștia că-s culduș. Și mă pace, mamă, de ce nu mi-ai pus aici un pic de rucără? Busuioc. În orez. Busuioc străbun. Da. Și ăla trebuia să mi-l pui pe farfurie albă, nu pe farfurie neagră. Aia eu am niște pretenții ai. Tot orezul mi l-ai pus. Poate mi-a un pic și chimie și la sfârșit. Și mă arde iar aia cu Moncler când aude că mă dau la chinej. Ceva? Vin. Cine vin? Poftiți, vă rog. Vreau vin. Fraier Nelson, servit. N-ai ceva ca la locație. Nu roșu, alb. Mă, de care avem? Convine locația schimbată? Dacă schimb locația, iară plângi.
Domnilor, acesta este un prefabricat din somon cu orez din ăla fin. Și somonul este dintre acesta. Somon filet. Fresh fish todai. Înțelegeți voi cum vine? 250 de grame. Nu mai vreau chiț din ăla. Vreau chiț. Butii, că mâine vreau să ar putea să ți-o pun în cap. N-ai să o mănânci. Din ăsta. Și acum eu vă întreb pe voi. Vreți viitor să mă auziți cum muflăi? L-am îmbăiat. Vreți să mă auziți cum muflăi? Mamă, îmi ții camera așa până mânc. Da, pe frunte, dacă vezi, cucur. Stau cu ea. Nu, 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 nu. Hai că o găsit a ta o sursă. Și-o arăta ta, mamă, cum se vede și ușa. Stas! Deci, prietenilor, astăzi am o presumțire. Foarte, foarte mare. Prima dată să vedem statistica acestui pește, care somonul este un animal, bineînțeles, care hrănea copiii bagmuțanchei, vânzătoarei de tep și bamuțancu. Înțelegeți voi? Făcea huiduma reclamă la somon, că-l prăjea și-n tep și trimitea magazinile somon la huidumă. Deci somonul este un animal care călătorește contra apei pentru a depune icrele. Este așteptat îndeoseb de ursul grizzly. La pândă. Îți revigurează tosteronii
De ce o face, de stă dreaptă. Așa e mama. What? Because are ceva în el, omeguri. Trebuia să gândesc de pieliță. Bine l-ai pregătit, mami. Minunie că n-ai nimic de pierdut. Păi nu că minunie, când e bun, e bun, când nu e bun, e bun. Mami, mergem la restaurant sau pregătesc ceva acasă și stăm așa în familie, de ziua ta. Da? Nu de alta, dar știi cum ce-mi ăsta. Simt că o să plâng de bucurie. Și nu pot în public. Și aici mai bine. Ma? Oricum tragă mă, ta 38 de ani faci. Da. Pe lângă 50 și câța ta e. Poate să fie ciudă. Vrei să zici într-un cuvânt că sunt bătrân? Nici n-am să zice. Păi nici nu încerca, că știi că eu repede... Sunt tânăr ca tine. Mă dezbrăc. Eu tinereța mi-o arăt prin virilitate. Prietenilor, în 7 zi ar locona așa. Mami, dar zoarul pe așa la cândei. Cățarul e imediat. Ha? În 14 luna asta. Trebuie să-i fac cadou o pereche de espadrile, că vine vara. La pește. Mulțumesc pentru masă, mama. Putugu amati, mama. Ube tata fetița, mama. Bineînțeles, evlavioasa mea râgăială. Nu se putea să dispară. Avă la cât e tata. Miau.